Bună! Mă numesc Mihaela și fac parte din Biserica Baptistă Sfânta Treime din Stovărăși, județul Olt. În această perioadă destul de grea, aș putea spune, pentru țara noastră și nu numai, vreau să vă spun cum mi-am găsit eu pacea și mângâierea, bucuria, siguranța. În această perioadă, pe toate aceste lucruri le-am găsit prin cuvintele Domnului Iisus Hristos. El spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. De asemenea, în Vechiul Testament, în cartea Isaia, la capitolul 41, cu versetul 10, este scris: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Acesta este și unul dintre versetele mele preferate. Este o încurajare pe care în momentul acesta o adresez tuturor celor care luptă împotriva COVID-19 și de asemenea este o încurajare în mod special pentru toți medicii din România, pentru cei care în aceste timpuri luptă și sunt gata să-și sacrifice chiar viața pentru a o salva pe acelorlalți. Vă mulțumesc din suflet în numele tuturor celor care nu sunt în situația aceasta și care stau acasă sau au alte slujbe. Vreau să știți că eu personal mi-am luat angajamentul ca în fiecare zi, timp de 5 minute, să mă rog pentru dumneavoastră, pentru protecția dumneavoastră. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească atât trupește cât și sufletește și să vă ajute să continuați lupta aceasta pe care ați început-o și pe care, prin credința în Dumnezeu, o veți birui. Mă alătur și eu și sprijin comunitatea de credincioși ai Bisericii Speranța din Craiova. Haide, te poți alătura și tu!